Tinerii și copiii pot studia instrumente muzicale, canto și arte plastice. 15 discipline sunt predate la școala de arte cu multă pasiune, iar cursanții sunt încântați să descopere tainele ce se află în spatele unui cântec sau a unei fotografii. Îți vă prezintă echipa Teatrului Cultural, care va avea grijă ca lecțiile să se desfășoare normal și cu rezultate deosebite. Azi încep cu șeful școlii de arte, domnul Petrică Șovăială, care este și profesor la clasa de orgă. Lista profesorilor continuă. Vioara este predată de Ștefan Munteanu, muzica populară de Mitrița Velicu, iar arta fotografică de Nicolae Zburlan. Alături de ei lucrează și alți oameni talentați și dedicați culturii. Cursurile durează între 2 și 5 ani în funcție de profilul ales. Taxa școlară anuală pentru instrumente sau balete este de 700 de lei, iar pentru canto se achită 850 de lei.